Învață-mă calea Domnului. Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Grăbește și puneți la inimă aceste cuvinte. Fiule, adu-ți aminte. De două ori am fost prins în colții morții. Odată aproape că m-am înecat, dar pe când era să mă scufund a treia oară, am fost salvat. Într-o clipă, toate lucrurile pe care le-am spus, pe care le-am făcut sau la care m-am gândit vreodată, mi-au trecut prin fața ochilor. Nu pot să înțeleg cum pot să aduni într-o singură amintire toate lucrurile care s-au întâmplat în viața unui om. Însă, cu toate acestea, toate mi-au trecut prin minte într-o clipită. Totul s-a mai întâmplat odată, cu o altă ocazie când credeam că voi muri. Se întâmplă că toate lucrurile pe care credeam că le-am uitat ne revin în minte. E o chestiune de timp. Auzim cuvintele spuse în Sfânta Scriptură: Fiule, adu-ți aminte. Și e mai bine să ne aducem aminte acum de păcatele noastre și să le mărturisim înainte să fie prea târziu. Hristos le-a spus ucenicilor săi: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Atunci când copiii lui Israel au fost scoși din Egipt, Dumnezeu le-a spus în repetate rânduri: aduceți-vă aminte cum erați când v-am găsit și cum v-am salvat. Dumnezeu dorea ca ei să-și amintească de bunătatea lui față de ei, fiindcă vine timpul când, dacă oamenii vor uita de bunătatea sa și o vor privi cu dispreț, vor rămâne fără mila sa. Fiule, adu-ți aminte de păcatele tale și mărturisește-le acum, până nu e prea târziu. Învață-mă calea Domnului. Ați ascultat Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Nu uitați, viața cea mai frumoasă este viața cu Dumnezeu.